să vă întreb despre proiectul dumneavoastră Pe drumul cel bun. Un proiect de responsabilizare și responsabilitate socială pentru șoferi. În câteva cuvinte despre ce e vorba. Pe drumul cel bun este o campanie care am început-o alături de câțiva oameni la fel de entuziași de acest subiect. Este vorba de promovarea bunelor maniere în trafic. Sunt niște lucruri pe care nu sunt neapărat reglementate de lege, dar țin de bunul simț, de politețe, de curtoazie să le facem. Noi am început campania aceasta Pe drumul cel bun. Am făcut în primul rând un site unde o să găsiți, pe lângă detalii despre proiect, pe drumulcelbun.ro, să găsiți și o serie de extrase din lucrări, din cărți despre bunele maniere. Am extras acele părți care se referă la bunele maniere în trafic. Am făcut o serie de stickere care le vedeți pe ecran, prin care șoferii care doresc și le pot lipi pe mașină ca un fel de status al mașinii. Așa cum avem un status în online, pe Facebook, pe Messenger, putem avea un status al mașinii, să transmitem celorlalți oameni din trafic un mesaj altul decât unul comercial. Și o să mai facem foarte multe lucruri. Ne-am asociat cu Fundația Comunitară Cluj, care ne susține, a creat pentru acest proiect un fond special prin la care oameni, companii pot să doneze anumite sume care ne vor ajuta să facem mai multe acțiuni educative. Și următoarea acțiune de, să zic, de amploare pe care o veți avea este pe 28 februarie, când îl aveți invitat pe cunoscutul pilot Dani Ungur. Da, domnul Daniel Ungur a răspuns acestei invitații. Este în 28 februarie va fi prima ediție din Driving Manners Meetup. Este o întâlnire informală unde toți cei care sunt interesați de acest subiect, bunele maniere în trafic, ne putem întâlni, putem vedea și avea acces la experiența și părerea, opinia unui profesionist, unui expert în domeniul pilotajului, domnul Daniel Ungur, și sigur acolo ne vă putem cunoaște, vom putea schimba păreri, opinii, vom putea vedea ce putem face împreună, cum putem face mai mult împreună. Vă mulțumim pentru prezența în matinal și așteptăm cât mai multe inițiative de acest gen de la toate serviciurile din Cluj, dacă s-ar putea.